Bună seara, dragii noștri, și bine v-am găsit la o ediție specială. Bună. Suntem Sabina Iosub și Nils Necker și vorbim în această seară despre Sergiu Nicolaescu. Și Nils, cred că din momentul în care am aflat cumplita veste a trecerii în neființa lui Sergiu Nicolaescu, cu toți am spus, Doamne, câte vom putea vorbi despre acest mare om, regizor, actor, politician, om. A avut tristă experiență de a începe seria de Breaking News cu această știre. A fost pentru mine extrem de greu, pentru că încercam să descoper toate valențele. Era pentru mine ciudat faptul că vorbeam de un om care a... Despre care credeai că va fi veșnic. Da, ai tot timpul impresia, îl vezi ca Mihai Viteazul, ca Mircea cel Bătrân, că nu ți-l poți închipui murind. E pe sistemul... Asta e mereu, e nemuritor, că de-aia a făcut și filmul Nemuritorii. Și acum trebuiam să vorbim de Sergiu Nicolaescu nemai fiind. Așa cum, ciudat, poate nu ne-am fi putut închipui că în toate aceste zile ar fi ieșit la iveală atât de multe informații și atât de multe controverse legate de Sergiu Nicolaescu, de viața domniei sale, de trecerea domniei sale în neființă și de felul în care a dispărut astăzi trupește de pe pământ. Da, noi avem un talent deosebit. Avem talentul de a ne omorî zei, sfinții, adică lucrurile frumoase, în momentul în care știi, e frumos, îl vezi acolo că e frumos, nu poți să nu dai așa, știi, cum se zice, să te neci ca țiganul la mal. Să nu încep la sfârșit, cum se zice, să dai, nu, în fasole. O să discutăm despre tot ceea ce a apărut în jurul lui Sergiu Nicolaescu. Dureros însă faptul că nu e numai Sergiu, e modul în care noi ne exprimăm. Întotdeauna ajungem la punctul acesta în care un lucru frumos nu putem să lăsăm să fie frumos. No! Dai frate și mai măzgălește-l puțin. Asta am reușit și cu Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu este, spun mulți, un bun național. Cât de departe putem merge însă cu gândul în această privință? Cât de departe putem intra în viața lui Sergiu Nicolaescu tocmai pentru că domnia sa a fost și rămâne un bun național? O să vorbim despre toate lucrurile acestea. O să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat astăzi la crematoriu. Despre momentele cumplite prin care trece soția lui Sergiu Nicolaescu și felul în care este domnia sa de această dată arătată cu degetul de noi ceilalți care poate am fi vrut într-o astfel de zi ceva mai mult sânge. Unde începe dreptul publicului și se termină dreptul persoanei sau invers? Unde se termină dreptul persoanei și începe dreptul publicului, vom vedea. Ne vom uita la niște episoade din viața lui Sergiu Nicolaescu, care în sine ar putea să reprezinte o explicație sau o justificare a diferitelor controverse pe care noi astăzi le discutăm aici. De asemenea, vom vorbi despre presupusul fiu. Mai există? Există, de fapt, acest presupus fiu sau a existat? Foarte interesant să discutăm și acest subiect. Și este extrem de ciudat, poate chiar dureros, cum viața ne mai dă câte o palmă din când în când. Astăzi este Ziua Teatrului Românesc și astăzi colegi de-a lui Sergiu Nicolaescu vor vorbi despre Sergiu Nicolaescu, poate într-o zi în care ar fi trebuit să sărbătorească alături de domnia sa Ziua Teatrului Românesc. Și o să vedeți în foarte scurt timp, la Teatrul de Comedie, că se vor strânge mai mulți actori și vom vedea, chiar în acest moment, sunt imagini în direct de acolo, este un ecran pe care sunt proiectate imagini din filmele lui Sergiu Nicolaescu, iar undeva, într-un colț, este o fotografie cu Sergiu Nicolaescu și o lumânare ce ține în continuare viu spiritul lui Sergiu Nicolaescu. Vorbim despre toate aceste lucruri în cadrul acestei ediții speciale. Avem invitați alături de noi oameni de suflet, oameni care ne pot vorbi despre Sergiu Nicolaescu, oameni care ne pot vorbi despre toată această controversă cu biserica, oameni care ne pot vorbi și despre ceea ce se întâmplă cu noi românii de dorim așa foarte mult sânge, am spus bine, sânge, să vedem dacă se poate și în direct la televizor. Alături de noi sunt domnul Florin Condurățeanu, senior editor Jurnalul Național. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și eu de invitație și vă pup pe suflet. Domnul Dan Ciachir, scriitor, este alături de noi. Vă mulțumim foarte mult de asemenea pentru prezență. Plăcerea e de partea.
Domnul Hannibal Dumitrașcu, psiholog, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara. În foarte scurt timp se va alătura discuției noastre și avocatul Andrei Păunescu, pentru că vom vorbi despre fii controversați cu părinți celebri. În foarte scurt timp, vă spuneam. Iar, foarte important, de la Constanța este alături de noi domnul Eugen Tănăsescu, preot, reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului. O să vorbim... care a făcut o declarație foarte interesantă apropo de dorința de incinerare a lui Sergiu Nicolaescu, sau mai bine zis despre incinerare în sine, un lucru pe care de-abia aștept să-l discutăm. Bună seara! Numai că trebuie să fac o mică rectificare. Nu pot reprezenta Arhiepiscopia Tomisului pentru că n-am această calitate oficială, dar eu sunt cel care într-adevăr am scris, cum a spus anterior moderatorul. Într-adevăr, părinte, nu v-am invitat ca și director media al Arhiepiscopiei, ci v-am invitat tocmai în această calitate a celui care, să spunem așa, a aruncat chibritul în paie pe subiectul incinerării. Scuzați-mi folosirea acestei figuri de stil, revenim... dar cred că se potrivește în acest caz. Revenim însă la acest subiect. Aș vrea pentru început să vedem mărturii ale celor care au participat astăzi la incinerarea lui Sergiu Nicolaescu, la acele momente dinaintea incinerării. Deci, pe la ceremonie acum de incinerare? Da. Și a fost o slujbă făcută acolo? Nu știu. Păi, dacă ați participat, de aceea vă întreb dacă ați participat. Nu știu. No comment. A fost vreun preot venit no acolo? No comment. Spuneți-mi, au deschis sicriul înainte nu. Să-l... Nu. N-am mai deschis sicriul. Asta pentru că dumnealui nu și-a dorit. Nu și-a dorit să fie văzut în sicriu și lumea să aibă amintirea din filmele pe care le-a făcut, că era băiat frumos și... Spune doamna Dana, a plâns acolo. Ceremonia în cadrul cărei a fost incinerat Sergiu Nicolaescu a ținut câteva minute. S-a spus o rugăciune, iar regizorul Ion Cărmăzan și fostul președinte Ion Iliescu au rostit câteva cuvinte în memoria regizorului. Lucrurile au fost foarte, extrem de simple, de fire și de simple. Au fost doi vorbitori, am vorbit eu și domnul președinte Iliescu. După povestea asta am murmurat cu toții tatăl nostru, după care sicriu a coborât în aplauzele noastre, jos. A fost o ceremonie așa cum și-a dorit Sergiu Nicolaescu, spun cei care au fost la crematoriu. A fost o ceremonie sobră, respectuoasă față de cel care a dispărut și cred că și domnul Sergiu ar fi vrut exact același lucru. Sicriul lui Sergiu Nicolaescu nu a fost deschis nici la ceremonia de incinerare. Aceasta a fost dorința artistului. Regizorul a vrut ca oamenii care l-au iubit să-și-l amintească așa cum a fost în filmele sale. Nu am mai deschis sicriul. Pentru că dumnealui nu și-a dorit. Nu și-a dorit să fie văzut în sicriu și lumea să aibă amintirea din filmele pe care le-a făcut, că era băiat frumos. Urna cu cenușă va sta un an în casa în care a locuit Sergiu Nicolaescu, după care familia va decide dacă va răspândi o parte din conținutul urnei în mare. Bun, și de fapt toate aceste explicații vin după ce sora lui Sergiu Nicolaescu a acuzat Patriarhia că ar fi trimis un preot la crematoriu ca să se asigure că regizorul lui nu i se va face slujbă religioasă. Patriarhia neagă însă acuzațiile și spune că rolul bisericii nu este să facă poliție. Dezvăluirile au fost făcute în exclusivitate la Antena 3. Sora regizorului Sergiu Nicolaescu a acuzat Patriarhia că ar fi împiedicat preoții să-i țină o slujbă fratelui ei. Iolanda Nicolaescu spune că un reprezentant al bisericii a supravegheat ceremonia de la crematoriul Vitan Bârzești. Pentru el a venit, s-a trimis de la Patriarhie în mod special să fie urmărit ca nu cumva să fie vreun preot, să poate atâta mărșevenie. Adică acum câteva săptămâni a murit un prieten și s-a făcut slujba acolo și nu l-a interesat pe nimeni. Patriarhia dezminte însă acuzațiile. Nu avem rolul de polițiști în această țară. Exclus, doamnă, n-a fost niciun reprezentant. Nu a existat niciun preot din partea Bisericii Ortodoxe Române la momentul incinerării regretatului regizor Sergiu Nicolaescu. Dacă o, domnule Stoica... preot care ține de altă biserică. Asta nu putem să știm. Reprezentanții Patriarhiei au adăugat că dacă într-adevăr a fost un preot la incinerarea lui Sergiu Nicolaescu, așteaptă ca familia artistului să le dea numele acestuia. Bun, și mergem direct la Constanța, acolo unde vă spuneam că este alături de noi domnul Eugen Tănăsescu, preot, pentru o explicație, domnule Tănăsescu. De ce, în acest caz, nu s-a putut face o slujbă religioasă?
pentru că în tradiția ortodoxă, așa cum am spus și pe blog, nu concepem arderea trupului, ci în tradiția ortodoxă trupul se redă înapoi pământului prin îngropăciune. Urmând lui Hristos însuși, care s-a îngropat în mormânt, există o oarecare prețuire a trupului, pentru că noi știm că trupul va învia, bazat pe, chiar pe o viziune profetică a profetului Ezechiel. Oasele goale se plinesc la loc cu carne, cu vine, cu piele și duhul, adică sufletul omului, reintră în trup. De aceea noi în Ortodoxie păstrăm osemintele ca semn al trecerii noastre prin această lume. Iar în Ortodoxie nu avem tradiția incinerării, iar din punct de vedere practic nici nu se poate face slujba înmormântării la un decedat care se incinerează, pentru că slujba mormântării se termină cu pecetluirea trupului așezat în mormânt. Ori știți bine că în cazul incinerării nu există trup, nu există mormânt. Deci lipsește. Dar suflet există, părinte? Obiectul slujbei. Părinte, suflet există, sunt credincioasă, sunt credincioasă, merg la biserică, da, țin post, spun rugăciuni, mă spovedesc, mă împărtășesc. Da. Vă întreb însă, ce suntem noi? Suflet? Suflet și trup, domnule. Suflet și trup, suntem dihotomici, asemenea firilor Mântuitorului, care sunt două, Dumnezeu și om. Că iată, doar ce a trecut Crăciunul și acum mâine avem Boboteaza, vedem pe Dumnezeu întrupat arătându-se la Iordan. Noi suntem suflet și trup. Părinte, și sufletul menține trupul acesta în stare de funcționare, este lăcaș al său, ba chiar mai mult, Sfântul Apostol Pavel ne învață că trupul este lăcaș al sufletului și se poate sfinți. Creștinii sunt lăcaș al Duhului Sfânt și mădularea lui Hristos. Prin urmare, trupul are o oarecare valoare, sigur, care este îmbrăcat în valoarea sufletului. Trupul are o valoare, părinte, atâta timp cât el trăiește. Eu vorbesc acum din punct de vedere a unui necreștin, sunt evreu, și cu toate acestea vorbesc din punct de vedere a celui care nu consideră încinerarea ca fiind un lucru bun. Mie nu-mi place încinerarea, dar pe de altă parte n-am considerat și nu consider ca fiind în regulă din partea oricărei biserici, oricărui cult din punctul acesta de vedere, oricărui reprezentant al lui Dumnezeu să vină să spună încinerarea este tangențială cu sinuciderea. Mi se pare crud ceea ce ați spus dumneavoastră. Asta e doar așa, să fiu drăguț. Vă explic și de ce. Vă rog. Da, vă explic și de ce, că e foarte simplu. Am și spus în articol. Incinerarea fiind socotită un păcat în Ortodoxie, nu mai oferă posibilitatea iertării. Nu, incinerarea nu este un păcat, atenție. În Ortodoxie nu se spune că incinerarea este un păcat. În Ortodoxie nu vorbim de păcat. Pentru că nu punem trupul la ars. Dar nu apare nicăieri trecut ca fiind un păcat. Teologi. Poftim? Poftiți? Am spus că în Ortodoxie nu apare nicăieri. Știți că este un păcat incinerarea. Cum nu? Există un canon al Sfântului Tertulian, dacă nu mă înșel, care spune că creștinii să nu-și dea trupul spre ardere. Asta nu înseamnă că este un păcat. E o mare diferență. Părinte! În cazul, este un păcat. Este un păcat. În cazul, pentru că ați făcut o paralelă care mie cel puțin mi se pare ciudată, dar merg să spunem pe ideea păi dumneavoastră. Vă explic de ce, dacă vă rog, explicați-ne și mai apoi vă rog să ne explicați și de ce în cazul sinucigașului se face totuși o slujbă minimală. Pentru familie, nu pentru sinucigaș. Pentru familie. De ce în acest caz nu s-a putut face pentru familie? Pentru că sunt două lucruri, v-a explicat. Imediat revenim la dumneavoastră la Constanța. Trebuie să intervin. Vă rog. Trebuie să intervin. Nu se face o slujbă. Este greșit înțeles. Să citesc niște rugăciuni de mângâiere pentru familie. Și preotul merge în urma celui sinucis și stropește cu aghiazmă ca semn al faptului că acesta s-a înfrățit, să spunem, cu diavolul, luându-și viața, bunul cel mai de preț de la Dumnezeu. Nu confundați slujba mormântării
cu procesiunea care se întâmplă în cazul sinucigașului și care este de fapt făcută pentru cei vii, pentru ca familie, aminte, pentru mângâierea familiei. Dar nu cumva să facă și ei același lucru. Stați puțin, stați să înțeleg că... Dar rog din nou poziția profanului... O secundă să vedem și punctul de vedere al domnului Ciachie. Părintele știe mult mai bine decât mine. Există vreo două, trei situații legate de sinucidere unde sunt situații de excepție. Femeia sau fata care s-a sinucis ca să evite un viol nu este considerată o păcătoasă. Bolnavul psihic care a făcut lucrul acest... Da, situații speciale. Sigur, la incinerare avem excepții, n-aș vrea să mergem pe excepții. Da, nu mă interesează mai mult subiectul în sine. Dacă în cazul sinucigașului se poate ține o procesiune, cum spuneați dumneavoastră, nu o slujbă, îmi cer scuze pentru terminologie, dar se pot spune câteva rugăciuni de către un preot. Păi știți de ce? De ce nu se poate spune pentru și în acest caz? Pentru că sinucigașul se duce la groapă. În cazul acesta nu mai există groapă. Unde să meargă preotul? Să meargă de exemplu acolo unde se incinerează corpul. Păi nu are cum. Acolo unde se incinerează corpul respectiv, îmi permiteți să fac și eu observație. Vă rog. Sigur, aceste lucruri sunt fundamentale pentru dogma creștină, pentru subtilitatea interpretării canonului. Și pentru Vechiul Testament. Sunt foarte importante. Eu nu mă pot dezice de ele. Dar noi vorbim de percepții. Vorbim despre modul în care oamenii au înțeles și au trăit evenimentul de astăzi. De regulă, atunci când apare preotul, nu se mai au în discuție toate aceste lucruri subtile. Că el s-a adresat, ca în cazul sinucigașului, doar familiei. Spre exemplu, când apare preotul, el se instituie ca acea forță a comunității care este biserica și care pur și simplu oblojește mortul, îl ispășește într-un fel de păcate. Asta este percepția publicului. Publicul a fost revoltat de această mare absență astăzi. Chiar dacă dumneavoastră aveți dreptate, publicul nu va înțelege și nu va intra niciodată în subtilitatea argumentelor dumneavoastră de ordin teologic. Dar nu știu cum ați ajuns la concluzia că publicul e nemulțumit de patriarhie. Sau nu, este nemulțumit de absența preotului. Pentru că dacă ați fi ascultat publicul care a fost la crematoriu, ei aveau doi vectori. Un vector era familia, da, care a luat această decizie, da, și vom discuta acest lucru în câteva secunde, și a doua era biserica, respectiv faptul că nu a apărut un preot. Mai mult a apăruse și discuția aceea că sora lui Sergiu Nicolaescu, Ioana Nicolaescu, spunea că a trimis pe cineva să mai și verifice dacă un preot e acolo sau nu, dacă îi se ține slujbă. Dar înainte să de mai comentariu, fac un comentariu, o secundă, vă propun, Nils, aș vrea să mergem la Andreea Țopan, care a fost astăzi exact la acel crematoriu și ne poate spune exact cum au reacționat oamenii de acolo. Vom vedea și acele imagini pentru a le putea comenta împreună cu părintele Tănăsescu de la Constanța și alături de invitații de aici, desigur. Vă spuneam că Andreea Țopan este în fața crematoriului Vitan Bârzești. Andreea, a fost o zi extrem de lungă, au fost foarte multe emoții acolo, a fost foarte multă revoltă la un moment dat din partea celor prezenți acolo care ar fi vrut să-și ia rămas bun de la Sergiu Nicolaescu. Povestește-ne, te rog, ziua. Într-adevăr, Sabina, revoltă și indignare sunt sentimentele pe care le-au simțit cei aproape 100 de admiratori veniți încă de dimineață aici la crematorul din Vitan Bârzești să își ia la revedere de la regretatul regizor. Pe de o parte, oamenii au fost nemulțumiți deoarece cortegiul funerar a intrat în curtea crematoriului pe o poartă laterală și nu pe poarta principală unde ne aflăm și noi în acest moment și unde de altfel întreaga presă a stat încă de la primele ore ale dimineții și în același loc au venit și cei aproape 100 de admiratori ai regizorului, cum spuneam. Prin urmare, mașina mortoară nu a putut fi văzută și nu a putut fi aplaudat așa cum și-ar fi dorit cei veniți aici. Pe de altă parte îmi spuneau oamenii că sunt nemulțumiți de faptul că nu l-au mai putut vedea ultima oară pe Sergiu Nicolaescu, deoarece sicriul era închis și tot oamenii îmi spuneau că nu știu în acest moment să existe sau dacă va exista un loc de veci unde vor putea să meargă cu o floare să-și amintească din când în când de marele artist. Au fost și scandări, au fost huiduieli, momentul în care soția regizorului Dana Nicolaescu a ieșit din crematoriu, a fost huiduită, oamenii au scandat rușine.
admiratorii au condamnat într-un fel familia, decizia familiei de a-l incinera pe Sergiu Niculescu. Spuneau că și-ar fi dorit și artistul ar fi meritat o slujbă religioasă de înmormântare. Rușine! 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 Rușine să ne fie! Rușine să-i fie! Acestor oameni care... Să faci și pe ascuns niște treburi. Sergiu Niculescu e un criminal? Sau e un câine prins în lat? Nu trebuia De ce? Nu trebuia să fie ars? Nu. Spuneți? Nu. De ce? Nu, pentru că nu trebuia. Fără o slujbă, acest om trebuia să aibă un sobor mare de preot. Nu să aibă liniște. Așa, așa, pentru că a fost înmormântat ca un câine. Statul român trebuia să facă ceva totuși. E mare păcat să arzi pe cineva. Trebuia înmormântat creștinește așa, cu o slujbă. Așa era frumos să fie. La noi, la ortodox, cel puțin așa se... Asta a fost înmormântare? Urât! Super urât! Rușine! Rușine! Cele 36 de ani acum are viața înainte. Miami și alte stațiuni. Poate ai de joc în țara asta. Îmi pare rău pentru el și îmi pare rău că s-a întâmplat să fie așa. Ar fi trebuit să fie cu totul altfel acest eveniment. Rușine! 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 Da, ar fi trebuit să fie cu totul altfel acest eveniment și mă întreb dacă nu cumva cei de acolo ar fi trebuit să se comporte puțin altfel, tocmai din respect pentru Sergiu Niculescu. Asta este o discuție clară, n-aveau cum să... Nu există o modalitate de a te exprima mai urâtă decât aceea de a urla rușine unei familii îndurerate. Mi se pare josnic. Dar ajung imediat la discuția. Mai este ceva monstruos, că într-un fel enervați de reacția publicului, unde se amesteca dragostea pentru un erou român cu dragostea pentru ortodoxie, am uitat pe cei mai josnici în ziua de azi, acei neicanimeni care au aruncat cu un venin inexplicabil peste un om atât de iubit, care a adus România mereu în sufletul oamenilor și a ținut treaz românism. Un oarecare sociolog cu nume de clof de circ ambulant, se numește Bruno și nu mai știu, a spus că astăzi s-a izbăvit poporul român de o mare boală, boala Sergiu Niculescu, că a scăpat de un cancer, cancerul Sergiu Niculescu, echivalent cu cancerul Adrian Păunescu. E bine, am avut, poți am să avut, spui așa am avut ceva? Și, l-am avut și pe Nicu Covaci, care l-a trecuit după ce... E posibil așa, așa ceva? Așa că nici măcar nu m-aș duce la cineva care e necunoscut, ci la cineva cunoscut. Despre mulți nu mai de bine aș vrea să... Cum și-au permis acești oameni? Eu sunt de părere că ar trebui să fim întotdeauna realiști, chiar și când vorbim despre morți, nici să nu ajungem într-o absurditate a unei glorificări, cu toate că la Sergiu Niculescu avem ce lăuda, dar mă refer în alte cazuri, și nici să nu ajungi să drăcui un mort, pentru că ambele lucruri sunt urâte. Dar vreau numai pentru o secundă să mai rămân pe subiectul acestei teme a slujbei și m-aș întoarce la părintele Tănăsescu. Părinte, la-ți sinucigaș există varianta în care se face o cerere și se primește dispensă. Și noi am dat destule știri aici la previziunile zilei de nenumărate ori în care sinucigașul a avut slujbă. Că e pentru cei vii, că se dă cu aghiazmă, sunt de acord cu ceea ce spunea profesorul Hannibal Dumitrașcu apropo de percepție și de până la urmă biserica în primul și în primul rând veghează asupra turmei celor vii, adică asupra celor pe care îi păstorește și ar trebui binele lor sufletesc să fie înainte de orice în viziunea bisericii. În cazul acesta... Frumos, e foarte frumos în caz, păi, o spun pentru că o și cred. Eu cred în Dumnezeu, am problemele mele cu religiile, dar e un alt subiect. Ce nu înțeleg aici a fost duritatea, intransigența. Și repet, în cazul dumneavoastră acel comentariu pe blog mi s-a părut crud chiar,
deci cruzimea Bisericii Ortodoxe Române, aceea care este majoritară în această țară și care până la urmă nu este auzită de Sergiu Nicolaescu, părinte, este auzită de cei care au rămas, de familie, de oamenii din stradă și care ce văd? Văd o biserică dură, piatră. Dacă îmi permiteți, oamenii au perceput ca o marginalizare, ca o excomunicare. Îmi pare rău, părinte, astăzi datorită, din cauza atitudinii bisericii, într-un fel sau altul, cei mai mulți am simțit că Nicolaescu este un excurs, un proscris. E o întrebare infinită care mi se pune și nu sunt lăsat să răspund. Eu am văzut un apel al Arhiepiscopiei Bucureștilor, către familie pentru a avea o mormântare creștinească. Păi apropo, părinte, dați-mi voie să corectez. Nu, vreau doar să corectez. Am auzit astăzi de nenumărate ori acest termen, înmormântare creștinească. În primul rând vorbim de ortodoxie și nu de creștinism, pentru că atât la catolici, cât și la protestanți, cât și la anglicani, cât și la evanghelici, este permis ca trupul să fie ars. Eu am citat din comunicat. Am înțeles. Ca atare, vreau să vă îndepărtați de această idee a creștinismului și să rămâneți la ceea ce reprezentați respectiv. Dar ortodoxii nu sunt creștini? Ba da, dar nu toată creștinătatea. Deci este vorba de o înmormântare ortodoxă. Unu, asta și suntem. Și doi, apelul pe care l-ați făcut este ca ei să renunțe la ultima dorință a mortului. Eu știam că în orice religie, inclusiv în cea iudaică, inclusiv în cea islamică, inclusiv în cea budistă, ultima dorință a mortului niciodată nu se înșală. Înseamnă că așa sunt eu mai neștiut. Nu știți bine, în ortodoxie nu se respectă nici dorința sinucigașului. De aceea am făcut această oarecum apropiere de termeni. Pentru că este cumva similară, pentru că nici nu ne permite iertarea. Dumnezeu ne-ar ierta chiar de acest păcat al arderii trupului, dacă ne cerem iertare. Dar ca și în cazul sinucigașului, nu ne mai putem cere iertare. Pentru că ne-am ars. Și atunci... Scuzați-mă, Sergiu Nicolaescu s-a ars singur cumva? Adică înțelegeți dumneavoastră nuanța? Nu, dacă merg pe nuanța, ar trebui să zic Sergiu Nicolaescu nu s-a ars singur. Ne întoarcem în platou la domnul Hani. Revenim la dumneavoastră, la Constanța, imediat. Domnul Hani, Dumitrașcu, apoi domnul Ciachir și, sigur, nu vreau să ignorăm pe ceilalți invitați. Credem în capcana aceasta a interpretărilor de ordin teologic a dogmei creștin-ortodoxe. E foarte complicat să susții argumente împotriva celor pe care le afirmă părintele. E complicat, dar eu vorbesc din punctul de vedere al omului obișnuit și a psihologului în același timp. Am simțit astăzi, în ceea ce s-a întâmplat acolo la mormântare, că într-un fel sau altul publicul cerea prezența preotului și a bisericii ca o confirmare că el, Sergiu Nicolaescu, face parte din comunitate, că nu este un excomunicat, că nu este un proscris, că nu este un personaj dat la o parte de rigorile canonului bisericesc. Asta a fost percepția și îmi pare foarte rău să vă spun, dar glodul, oamenii aceia care au contestat și și-au orientat și îndreptat mânia împotriva familiei lui Sergiu Nicolaescu, într-un fel sau altul, a fost întreținută această mânie tocmai de absența preotului în mijlocul acestei ceremonii. Dacă preotul ar fi fost acolo, o prezență care n-ar fi... Nu era locul lui, domnule profesor. Îmi pare foarte rău, dacă lucrurile nu se schimbă din acest punct de vedere. Biserica este a comunității, este a oamenilor, a omului trăiește în comunitate. Domnule profesor, sub aspectul percepției, am urmărit ca întotdeauna cu atenție și aveți dreptate, dar, odată, ceea ce socotește domnul Șnecăr, cruzime, eu spun că este consecvență. În al doilea rând, ceea ce spuneți dumneavoastră al percepției nu se poate schimba legat de ortodoxie, nu numai biserica noastră. Sunt vreo 300 de milioane de ortodoxi pe glob, sunt biserici naționale care formează. Identică este perspectiva. Pentru că urmează niște canoane, niște legi. De asta mie mi-e greu să înțeleg
Cum se vă spune? Canonul de identitate, eu am înțeles, dar haideți... Nu, stați puțin, nu se poate ieși, e deja dilema dintr-o scrisoare pierdută din această dilemă, nu se poate ieși, în sensul că de 3 zile, cel puțin, se discută de asta. Problema nu este că un om se incinerează, eu, indiferent cum ar, dacă Sergiu Nicolaescu se îngropa cu preoți ca Ion Lucian, fără prețuirea mea pentru cu mâinile curate, pentru rolul lui din Enigma Otiliei, din Felix și Otilia, rămânea identică cu sine. Dar aici intrăm ca și când s-a sinucis cântăreața Mădălina Manole. Dumneavoastră, sigur că spuneți un lucru, hai să zic, foarte omenesc. Nu e vorba doar de faptul că e foarte omenesc. Este și foarte corect. Pentru că ce ați făcut astăzi? S-a întâmplat următorul lucru. Și partea care noi, spre exemplu, cei care susținem că nu, omul are libertatea să aleagă modul în care va fi înmormântat, incinerare sau înmormântare, și partea cealaltă care spune, da, trebuia înmormântată, amândouă taberele, de fapt, ținem la un singur lucru, la un singur aspect. Memoria. Și anume, exact, vorbim despre excluderea aceasta care s-a produs, s-a petrecut astăzi, dar stai puțin, absența preocupării. Nu e o excludere, auto-excludere. Ambele tabere cer același lucru, omul acesta tabere. Să fie ținut în comunitate, orice, nu în afară. Orice biserică, că este creștină sau necreștină, este o comunitate de iubire și credință. Tocmai. Este ca un club în care trebuie să respecti niște reguli. Nu te le respect, nu intri acolo. Dacă scrie cu papion, spui că nu vreau, vreau un tren. Cred că există și respectul către omul respectiv și către dorințele omului respectiv. Asta se numește derogare, s-ar numi, nu? Derogare. Despre derogarea asta l-am întrebat pe să ne îndreptăm și către domnul avocat Artin Sarchizian. Vă mulțumesc pentru prezență. V-am prezentat ceva mai devreme. S-a făcut vorbire mai devreme dacă este permis sau nu a face un astfel de act de dispoziție și dacă trebuie sau nu să-l respectăm. Înainte de a vorbi de regulile canonice sau de orice reguli, trebuie să ne referim în primul rând la legile scrise, la codul civil. În prezent, codul civil permite oricărei persoane să facă un act de dispoziție cu privire la corpul său pentru ipoteza în care, sigur, va deceda, iar în măsura în care o astfel de dispoziție nu este făcută, aparține această decizie, aparținătorilor, să spunem, scuzați-mi un pic că repetiția, așa încât dacă, din punct de vedere al legii civil, al codului civil, este permis, iată de această dată, din punct de vedere al legilor canonice, al regulilor canonice, oarecum nu ar fi permis. Nu cumva suntem într-o oarecare disonanță. Sigur, e o discuție de substanță. Ceea ce deic nu ține de pământ. Domnul Condurețanu, eu vreau să vă pun problema puțin altfel, dacă îmi dați voie. Dacă într-adevăr, și merg pe ceea ce spune preotul Tănăsescu, nu e voie, nu se fac derogări, tot în regulă. Gândiți-vă însă că această discuție o avem de 2 zile curgând. Părintele Stoica, purtător de cuvânt al Patriarhiei, iese astăzi abia spunând, știți, s-a dat o scrisoare de care vorbea de altminteri și părintele Tănăsescu. Eu mă gândesc, dacă ar fi să iau biserica la ceea ce ar trebui să fie, nu scrisoarea era, dacă într-adevăr vrea să convingă, mă gândeam că exista un părinte paroh care se ducea la familie să-i oblojească, cum spunea profesorul Hannibal Dumitrescu, să-i aducă pe calea cea bună, să vorbească cu ei. Nu dai o scrisoare sterpă, căci dacă faci acel lucru, atunci revii la ceea ce spunea domnul avocat, adică la cele lumești. Da. Eu vreau să vă spun, după 15 emisiuni, majoritatea făcute la antene, cu Sergiu Nicolaescu și peste 25 de articole scrise despre el, și astăzi mă întreb dacă el în mod ferm și-a apăsat și consecvent a cerut să fie incinerat. Soara domniei sale ne spune acest lucru. Apropiații spun că și-a dorit acest lucru, că a fost extrem de clar. Eu vreau să vă spun că în emisiuni mi s-a confesat Sergiu Nicolaescu că una din marile victorii ale lui a fost strecurarea deșteaptă în acea bijuterie de cinematografie care e o sânda a drumului Golgota. Pentru că săranul acela, curat și bărbătos,
nedreptățit, am zapelea. În final, acuzat și hăituit de puterea de jandarmi, urcă în mod metaforic un deal cu o cruce imensă pe umeri, mușcă din el gloanțele, el cade în genunchi, se ridică cu crucea și o duce până pe vârful dealului. Și acum am pielea de găină, iar Sergiu îmi spunea: mare realizare că am putut să las acea Golgota acolo. Și îmi spunea... Dar nu sunt exclusive. Dumneavoastră le excludeți. Dumneavoastră spuneți că nu putea să-și dorească să fie incinerat. Cu adevărat să-și dorească acest lucru, cu toate că eu cunosc mulți oameni credincioși, care își doresc acest lucru cu multă ardoare și, pe de altă parte, nu credeți că putea să-și dorească asta și, în același timp, să creeze acele imagini care vin eu dintr-o pasiune deică? Nu cred. El se mai lăuda că a reușit să... Dați-mi voie să vă explic prin filmul lui Sergiu Nicolaescu, pentru că dorința marelui regizor Sergiu Nicolaescu de a fi incinerat a apărut chiar și în filmele pe care le-a făcut domnia sa. În filmul Pentru Patrie, realizat de Sergiu Nicolaescu în 1977, unul dintre personajele sale a relatat o situație asemănătoare cu ultima dorință a regizorului, aceea de a fi incinerat. Eu nu știu ce-ați gândit voi, dar eu n-aș vrea să fiu îngropat să mă mănânce viermi în pământ străin. Faci brăneică, Ioan. Tac. Auzi, dar să-mi jurați că dacă o fi să fie, nu o să mă băgați în pământ. Să-mi dați foc. Replicile din filmele lui Sergiu Nicolaescu stau mărturii obsesiei sale de a fi incinerat. A fost dorința lui dintotdeauna. Aseară am revăzut Dacii și o replică până și acolo. Poporul roman a pierdut pe cel mai bun dintre noi. Sufăr. Voi trimite urna cu cenușa lui la Roma, pe care a iubit-o și a servit-o ca nimeni altul. Iar barbarii să cunoască mânia Romei. Da, domnule Condurățeanu, putem citi dorințele și prin ceea ce a apărut în filmul în mulțimea de semne de întrebare care mă bântuie pe mine legate de asta. Nu cred că el, care a iubit teribil publicul și a fost mângâierea pe inima lui și de contul meritat să fie aplaudat, eu nu cred că a realizat toate implicațiile de a intra pe furiș, pe o poartă de serviciu în crematoriu cu mașina și a nu fi însoțit. Dar de ce s-a ajuns la asta? S-a ajuns la intrarea pe poarta de serviciu pentru că în fața porții principale era o gloată dezlănțuită care era pusă pe huiduială. Nu cred că Sergiu Nicolaescu vreodată în cele mai mari coșmaruri ale sale și-a putut închipui că românii pe care el i-a servit cu atâta pasiune și dragoste s-ar întoarce împotriva deciziei sale, huiduind familia sa, huiduind femeia pe care el 18 ani a iubit-o. Eu am spus pe poarta de serviciu ca o metaforă. Nu, dar a fost chiar cred, faptic, nu a fost chiar faptic, da. Dar eu cred că el și-ar fi dorit ca pe tot parcursul ultimului drum românii să lăcrimeze și să aplaude. Pentru că toată lumea spune, vai, să respectăm durerea familiei, dar eu îmi pun întrebarea și nu e în filmarea aceea. Un bărbat de acolo spune și încep să-i curgă lacrimi și a servit țara. Haideți. Omul ăla nu e din familia lui, românul cel de toate zilele, care a crescut și iubește. Da. Lăsați-mă o frază să mai spun. Doar o frază, pentru că este un moment extraordinar ce se întâmplă. Știți acum că la Teatrul în, de Comedie. Într-una din emisiunile de la Antenă, în timpul emisiunii cu Sergiu Nicolaescu, mi-au venit vreo 30 de mesaje pe telefon, atenție, de la telespectator copii între 8 și 10 ani și care spuneau, rugați-l să mai facă filme cu domnitori, dar îl rugăm la sfârșit să nu mai moară domnitorii. Păi asta e premiul Oscar pentru el. Da, vă spuneam că este un moment extraordinar ce se întâmplă acum
la Teatrul de Comedie. Domnul George Mihăiță este alături de noi, de acolo, din foaierul Teatrului de Comedie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi și vă mulțumim pentru ceea ce faceți astăzi acolo la Teatrul de Comedie. De ziua actorului îl omagiați pe Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu merită omagiat și de Teatrul de Comedie și de toate celelalte teatre în care au existat și există actori care au jucat sau care n-au jucat în filmele lui. Vreau să vă spun un singur amănunt. Ultimele două filme ale lui Sergiu, Poker și Ultimul corupt din România, au plecat de la Teatrul de Comedie. Sergiu a venit, a văzut piesa Poker, i-a plăcut atât de mult și mi-a spus: George, vreau să iau legătura cu dramaturgul și să scrie un scenariu. Și așa au apărut cele două filme după piesa lui Adrian Lustig. Voiam să vă spun la mulți ani însă și vouă și telespectatorilor, și atâția actori de la Teatru de Comedie au jucat în filmele lui Sergiu, încât Sergiu face parte din familia noastră. El e unul din, a fost, este pentru noi, va rămâne unul din regizorii care veneau la teatru. Altfel nu putea să apară, de exemplu, filmul Poker. Dacă mă gândesc la Hamza Pelea, Iurie Darie, Silviu Stăculescu, Stella Popescu, mai apoi eu, Vladimir Găitan, Teodosiu și mulți, mulți alții, nu se poate în această seară, este în fiecare an de 5, pe 5 ianuarie, e ziua Teatrului de Comedie. Iată, astăzi, pe 5 ianuarie, el a plecat să ne salute de undeva de sus. Spuneți-mi, și noi ne salutăm de aici, de jos, și ne simțim bine împreună cu toți colegii noștri. Este un lucru deosebit că în această zi în care el a plecat fizic dintre nu noi, v-aud. Dumneavoastră, mă auziți acum mai bine? Nu vă aud. Dacă se dă mai tare de undeva... Da, o să încercăm să rezolvăm și această problemă. Sper că ne auziți acum, domnule Mihăiță. Eventual reluăm legătura. Da, reluăm legătura. Da. Este un moment extrem de important și spuneam cumva că viața ne dă câte o palmă din când în când. Ne arată cum, într-un moment în care ar fi trebuit ca Sergiu Nicolaescu să se bucure de ziua Teatrului de Comedie și de prietenii săi de la Teatrul de Comedie, colegii săi se adună totuși acolo și îi aduc așa cum pot... Și mai ales cum și-ar fi dorit Sergiu Nicolaescu un ultim omagiu. Adică povestesc despre întâmplările, domnule George Mihăiță, întâmplările minunate pe care le-ați traversat împreună. Amintiri de la filmări, amintiri de la tot felul de repetiții. Avem multe. Mă leagă foarte, foarte multe amintiri de Sergiu Nicolaescu. Filmam, de exemplu, în filmul Accident, filmam cu un camion, furam un camion, eu eram hoț de mașini, furam un camion, era plin cu lapte, laptele din Orșova, pe ziua aceea, în spate, Sergiu Nicolaescu, în mașina poliției, cu operatorul. Și la un moment dat mergeam prea încet, pentru că accelera, camionul era atât de vechi, accelera, nu accelerai cu piciorul, trăgeai cu mâna de o sârmă. Și a fost pus în locul meu, pentru că mergeam prea încet, șoferul respectiv. Și el, să se evidențieze în film, la o curbă s-a răsturnat camionul plin cu lapte. Era tot laptele din Orșova din ziua aceea. Și Sergiu Nicolaescu, care... profesionist, a spus nu-i nimic, hai că nu e grav, filmează mai departe. Un alt episod a fost când am filmat tot în filmul Accident, plecam de la Piața Romană, de la Piața Universității spre Piața Romană, dar pe sens invers, și se filma tot așa, eu furasem o mașină, personajul meu, și se filma. Și am mers de acolo, de la Universitate până la Piața Romană, într-o nebunie de n-am știut cum am ajuns să treci fiecare. Aș vrea să vă spun ceva și eu, legat de incinerare, dacă îmi permiteți. Sigur. M-auziți? Sigur, vă ascultăm în continuare. Da. Foarte multă lume supărată, pe bună dreptate, că ar fi vrut să-l vadă în fiecare an, într-un fel, la cimitir. Dar stăteam azi dimineață lângă soția lui Sergiu Nicolaescu și îi spuneam: să nu fii supărată, vor mai fi și răutăți. Și a spus: nu, eu sunt liniștită. Asta a vrut Sergiu. Deci ce știu eu e că el voia într-adevăr, iar cenușa să-i fie dusă la 2 mai, să fie pusă pe o plută și să plece în mare. Eventual să se ducă în mare, de unde el a plecat,
când era scafandru și filma primele lui filme. Dacă e un scenariu posibil și o regie lui Sergiu, să ne gândim și la asta. Nu-mi imaginez eu că Sergiu Nicolaescu n-a lăsat la 82 de ani o vorbă vis-a-vis de sfârșitul lui. Nu-și permitea sora, care este o femeie extraordinară, și soția, numai cine n-o cunoaște, poate să o comenteze sau nu e cazul de comentat astăzi, poate de mâine încolo. Dar nu-mi imaginez că cele două femei ar fi spus imediat după ce el n-a mai existat, hai să-l incinerăm. Eu cred că e absurd. Dar pentru televiziunea asta dă bine și vă înțeleg. Sunt de acord cu noi am încercat aici la Antena 3 să vorbim despre această ultimă dorință a lui Sergiu Nicolaescu, ce ne-a fost împărtășită de sora domniei sale. Într-adevăr, până în acest moment, soția domniei sale nu a dorit să se adreseze presei. Înțelegem durerea și o respectăm. Eu am stat lângă ea 2 ore astăzi la căpătăiul lui Sergiu Nicolaescu și am vorbit mai multe și eu cred că ea era atât de liniștită încât a spus că era dorința lui Sergiu și eu cred că a fost dorința lui Sergiu. Cred că dumneavoastră din familie peste Sergiu. Cred că dumneavoastră puteți să confirmați cel mai bine alături de colegii dumneavoastră. Se spunea că Sergiu Nicolaescu era un om extrem de pedant în ceea ce privea fiecare scenă, fiecare clip, fiecare imagine. Ca atare, de aceea sunt și eu convins de faptul că nu și-ar fi lăsat sfârșitul la voia întâmplării, ci ar fi avut un scenariu cu clipuri foarte clare, cu exact ce urmează să mai se întâmple. Mai mult decât atât, apropo de eleganța sa, sora domniei sale, doamna Iolanda Nicolaescu, ne spunea că Sergiu Nicolaescu a spus că nu-și dorește să fie văzut de noi toți, dacă nu va arăta foarte bine. Și că în acest caz, dacă sfârșitul domniei sale va veni după o boală, își dorește să nu fie văzut. Puteți să-l întrebați pe maestru Mihăiță. Puteți să-l întrebați și dumneavoastră. Bun, că vă aude. Nu eu sunt cel care pun întrebări. Maestre, de ce incinerarea marelui regizor Liviu Ciulei nu a produs o animozitate? Și el a fost incinerat. Și aceasta produce. Păi, dar se vinde mai bine. Se vinde mai bine Sergiu Nicolaescu la televiziune decât, din păcate, Liviu Ciulei. Ca dovadă că și atunci, există, nu e vinovată biserica, e vinovată televiziunea de conflictul legat de incinerare. Ce spuneți? Atunci reiese din ceea ce spuneați dumneavoastră că nu este vinovată biserica, mai degrabă e televiziunea de animozitățile. Nu, televiziunea nu e vinovată. Nu, televiziunea își face meseria. Mai bine sau mai rău, asta nu e treaba mea să spun. Dar își face meseria. Cu atât mai mult cu cât tatăl lui Liviu Ciulei, tot Liviu Ciulei, mare arhitect și constructor, este constructorul Marii Biserici Sfântului Eleftherie din... Aș vrea, domnilor, să vedem, pentru că am vorbit despre soția lui Sergiu Nicolaescu. Văduva lui Sergiu Nicolaescu s-a confruntat în această perioadă cu furia admiratorilor soțului ei. Oamenii au cuiduit-o atât la cercul militar, unde a fost depus trupul neînsuflețit al regizorului, dar și la crematoriul, unde acesta a fost incinerat. Oamenii i-au reproșat că nu l-a înmormântat creștinește pe Sergiu Nicolaescu, dar și că a îmbrăcat un palton alb la funeralii. Mai mult, sora regizorului, Iolanda Nicolaescu, a declarat că Dana Ionică, Dana Nicolaescu, ar fi fost amenințată cu moartea de un necunoscut. Soția lui Sergiu Nicolaescu a fost huiduită de mulțime la ieșirea din crematoriu pentru că nu l-a îngropat creștinește pe regizor. Furia oamenilor a mers mai departe și femeia a primit chiar și amenințări cu moartea. Au urlat acolo, au înjurat-o, au ce știu eu ce au făcut, să poate atât așa ceva. Atât ai adus minte. Au
da telefon să o amenințe cu moartea și ea nu-i vinovată, săraca, cu nimica. Să-și întreba ea de unde a avut telefonul, să-i dea telefon să o amenințe cu moartea. Admiratorii lui Sergiu Nicolaescu i-au reproșat soției și faptul că nu a purtat doliu, așa cum cere tradiția creștină. În ultimele două zile, Dana Ionica a îmbrăcat un palton alb. Explicațiile au venit abia după ceremonia de la crematoriul Vita în Bârzești. Să ne fie rușine, asta e, să ne fie, altceva nu pot. Ea s-a îmbrăcat în alb. Nu trebuia așa. Această femeie nu o să aibă liniște toată viața ei. A luat balon zaidea lui ca să fie alături de el, să-l simte lângă el. De la crematoriul Vita în Bârzești, Dana Ionica a plecat spre casă însoțită de gărzi de corp. Da, și aș vrea să discutăm și cu domnul George Mihăiță, cel care a fost astăzi acolo și a stat lângă soția lui Sergiu Nicolaescu. Mă gândesc că sunt momente extrem de dificile prin care a trecut Dana Nicolaescu. Ne spunea George Mihăiță că se simțea cumva liniștită pentru că respecta, de fapt, domnule Mihăiță, dorința lui Sergiu Nicolaescu. Mi-e greu însă să cred că nu a afectat-o tot ceea ce s-a întâmplat în fața crematoriului. Da, nu știu dacă ne mai auziți. Da, v-am spuneam că mi-e greu să cred că soția lui Sergiu Nicolaescu nu a fost afectată de ceea ce se întâmpla în fața crematoriului. Evident, dar nu cred că o femeie spune sunt liniștită. Asta a vrut Sergiu. Nu cred că spune la prietenii apropiați așa ceva. Dar am rugăminte, este seara Teatrului de Comedie. Colegii mei, poate cu o parte vă veți vedea. Cu siguranță ne vom vedea. În curând și simt că ducem discuția în jos. Nu, încercam cumva să liniștim, dacă vreți, povestea aceasta cu... pentru că ați simțit nevoia să vorbiți și dumneavoastră despre incinerare, vreau cumva să liniștim ideea că poate nu și-a dorit Sergiu Nicolaescu acest lucru și aș fi vrut să punctați și dumneavoastră reacția oamenilor care mie una mi s-a părut deplasată. Eu am tot respectul pentru telespectatori, că ei sunt și spectatorii mei și ai noștri Teatrului de Comedie. Dar când eu coboram și Sergiu era în mașină și aud huo peste mașina în care era Sergiu, mi s-a părut prea mult, prea deplasat. Deci să înțeleagă spectatorii că și ei greșesc sau să înțeleagă că așa a fost dorința lui Sergiu. Chiar dacă sunt telespectatori cu care am stat de vorbă și îmi spuneau, domnul Mihăiță, voiam să mergem de ziua lui la Belu sau undeva. Doamnă, și eu aș fi vrut să merg. Dar dacă asta a fost dorința lui... Da, mă întreb unde au fost aplauzele de care au avut parte toți actorii, toți regizorii, toți artiștii care au trecut au fost în neființă. Aplauze, au fost și aplauze, dar la început au fost aplauze și după aia au fost strigături. El încă era printre noi. Pentru mine el încă era acolo. Eram toți cu el. Să strigi huo e mult. E mult prea mult. Cred că este... Repet, chiar dacă dorința unora era de a-l ști printre noi, acolo undeva. O să revenim și la Teatrul de Comedie, o să discutăm și aici în platou despre Sergiu Nicolaescu. Domnul Condurățeanu, o să vă rog, imediat după o scurtă pauză de publicitate, să vorbim despre lucruri ce poate, în mod normal, ar fi trebuit spuse în aceste zile, nu despre răutăți ce ne-au amărât sufletul în această perioadă. Luăm o scurtă pauză de publicitate, stați cu noi. Am revenit la ediția noastră specială, ediția în cadrul căreia vorbim despre Sergiu Nicolaescu, despre viața domniei sale, despre creația domniei sale, dar și despre multiplele controverse dar create. Mai mult despre ce s-a întâmplat de când Sergiu Nicolaescu a decedat. Adică despre scandalurile și despre modul în care unii și alții au înțeles să se comporte, să spunem, în vis-a-vis de acest deces. Și pentru a continua discuția da, noastră, și domnul Condurățeanu... Eroul principal trebuie să rămână Sergiu Nicolaescu. Eu v-am spus, după 15 emisiuni și 25 de articole, când spun Sergiu Nicolaescu, imediat, din pieptul meu, sunt obligat să pun niște ziceri teribile ale lui, care erau crezul lui de viață. Cel mai mult am iubit pe lume țara și mi-am iubit mama. Miza mea de întreagă carieră a fost ca o pagină de glorie românească
mare să nu lipsească din filmele mele. Și iată, Daci, Mihai, Mircea, Războiul de Independență, Triunghiul Morții, Mărești, Mărășești, Oituz, Al Doilea Război, noi cei din linia întâi, Oglinda, n-au lipsit. Și el spunea, mama mea, simt sângele ei cum încurge prin vene, sânge de olteancă din Târgu Jiu, care a luptat, n-a fost sanitară pe front, a luptat ca cercetaș și a fost chiar camaradă cu soldații români și cu Ecaterina Teodoroiu, pe care o găzduise în casă. Și îmi dădea laptele sfânt de la țâța mamei și îmi cânta cântece patriotice. Asta, eu cred că atâta discuție despre rugăciuni și astea, eu ce-am simțit când alalte am revăzut Mircea? În momentele astea de restriște ale poporului ăsta, poporul ăsta plânge și e îngenunchiat și cere, aduceți-ne acasă copiii de la mii de kilometri și dați-le locuri de muncă. Filmele lui ridică fruntea mândriei și demnității românești și cred că ar trebui date des că ne face bine. Păi, l-am văzut foarte des în această perioadă. L-am văzut des, dar ne face atât de bine încât exact acest public, exact acești români, exact acești oameni vin în fața crematoriului unde ne spunea George Mihăiță, Sergiu Nicolaescu încă nici nu ieșise din mașină. Așa. Să ajungă spre crematoriu, da. Și aplaudă, după care încep să huiduie. Domnul, stați puțin. Exact aici același public care Jecă, vede exact aceleași filme corectură. A cărei frunte o ridicam. Da, acum două trebuie minute. Făcută. Doamne, ne apucăm să facem un rechizitoriu al poporului român în momentul în care marele pledant al poporului... Da. Domnul Condurățeanu, nu vorbim de poporul român. Haideți, păi să nu exagerăm. Că acești vorbim, oameni... Vorbim, păi, vorbim acest... de o masă de oameni, de câteva zeci de oameni. Doamne. Din păcate, vă rog să mă credeți, masa de acolo s-a comportat ca o gloată. Din o păcate, sută de oameni. Din păcate, acolo a funcționat ca un creier colectiv amigdalian, în care emoția și umorile au răbufnit. Domnul, în afară. 100 de oameni, el a avut 20 de milioane de, de spectatori. Acolo 100 de oameni, din păcate, s-au comportat ca un creier colectiv arhaic, amigdalian, emoțional. A răbufnit prin această explozie de mânie nejustificată. Eu vă spun că oamenii aceia care s-au întors acasă, separat de momentul acela colectiv, așa, emoțional, nejustificat, și-au dat seama fiecare în parte că au participat la un moment absolut nerușinat. Că au luat parte la un... Și-au regretat, nu? Da, sunt convins. Și atunci, păi ei nu trebuie să iertăm. Da, stați, domnul, dar eu nu-i pedepsesc. Domnul profesor Dumitrașcu a făcut o disjungere, ca să folosesc un termen juridic, foarte bine venit, între masă și stradă. Și de multe ori televiziunile oferă spectacolul străzii ca și cum ar fi al masei. Masa poate fi și muncitoare, strada poate fi și de treabă, dar e ușor inflamabil. Acolo a fost strada, nu a fost masa. Și asta a spus foarte bine. Dar sunt de vină, cum să fie? Pentru că de multe ori televiziunea îți ia... Domnule Cechir, pentru că acel mediator ontologic, preotul, cel care trebuie, cum e imnul național, care trebuie să stea în fruntea poporului cu crucea, a lipsit. A fost mare la trebuia găsită o metodă, gloata s-a manifestat într-un mod nesimțit astăzi. Mă înțelegeți? Domne, dar trebuia găsită o metodă să fie un preot acolo. Da, ascultați-ne, ne întoarcem din nou la Constanța, pentru că, și mulțumesc pentru această informație colegei noastre, Simona Gherghe, uitasem, domnule părinte, faptul că Zoia Ceaușescu a fost incinerată și poate vă aduceți aminte faptul că a avut loc și o slujbă la Biserica Elefterie. Nu i-am făcut-o eu. Dumneavoastră, presupun că vorbiți nu în
în persoana domnului Tănăsescu, ci în persoana părintelui Bisericii Ortodoxe Române Tănăsescu. Adică, în alte cuvinte, de aceea v-am și invitat în emisiune. Da, Biserica Ortodoxă Română are trei decizii. Da. Bine. Biserica Ortodoxă Română are trei decizii de sinod care au punctat foarte clar faptul că pentru cei care doresc incinerarea nu li se oficiază slujba de mormântare. Capul bisericii este Hristos, urmăm sau nu urmăm lui Hristos, alegem ceea ce ne dorim, de altfel am și spus în articol, respectăm libertatea de alegere a fiecăruia, dar eu cred că mergem prea departe când acuzăm biserica de o decizie nu acuzăm nimic, cerem o explicație. De ce într-un caz s-a putut și în alt caz nu s-a putut? L-am auzit pe domnul Schnecker spunând tot felul de lucruri absolut paralele cu situația reală. Este punctul dumneavoastră de vedere. Acolo, noi aici credem că a fost... caracterizează neștiința. Eu cred că am auzit cu toții ceea ce... Răspuns foarte scurt, pentru că va trebui să luăm... Răspuns foarte scurt. Va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate. De ce în cazul Zoe Ceaușescu s-a putut și acum nu? Pentru că s-a făcut o mică înțelegere pe sub mână între familie și că e real ceea ce spuneți dumneavoastră. Pentru că sunteți un reprezentant al bisericii și mă gândesc că aveți ceva cunoștință despre situațiile în care... Nu sunt reprezentant al Patriarhiei Române, nici al Sfântului Sinod, care a luat decizia respectivă. Întrebați ce s-a întâmplat atunci. Poate a fost un caz special, cum am discutat la începutul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi, domnule părinte Tănăsescu. Explicație scurtă, domnule Ciachir, se poate pentru cazul Zoia Ceaușescu? Există, e a treia oră când o spun, acea numiții preoți de crematorii, preoți caterisiți sau preoți care, cum să vă spun, fac derogări, pocorăminte. Se putea ghilimele. Face asta în cazul lui Nicolae Nu, nu se putea. De aceea e posibil să fi fost un reprezentant al bisericii să păzească? Nu a fost niciun reprezentant care să păzească, că și eu după aia mi-am dat seama că, nu la dumneavoastră, în altă, dar tot aici am intrat în telefon, am fost întrebat, nu. Amplitudinea dată fiind personalitatea lui Sergiu Nicolaescu, reverberația, nu putea familia să ceară un preot de ăsta care să închidă ochii. Detalii după foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți așadar alături de noi.